Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Far Cry 5 Hours of Darkness. Ei bine, oameni buni, față de tura trecută, cred că o să încerc să ajung direct la punctul ăla, să termin. Pentru că cineva spunea în comentarii, Bobo, de ce vrei să te grăbești să termin DLC-ul ăsta dacă tot zici că e așa scor, nu vrei mai degrabă să profiți de el sau ceva? Într-un fel, da, ar fi o idee înțeleaptă, dar în același timp nu prea îmi place DLC-ul ăsta, pentru că nu prea are substanță, ci doar fâțete din punct în punct și fă câte ceva. Vreau să încep mai repede pe următorul DLC care a apărut acum 2 zile, dacă stau bine să mă gândesc, pentru că e mult mai interesant. Suntem pe Marte, e cu nebunii extraterestri și toate alea, ăla o să fie mult mai mișto, ăsta deja e alea cam foarte generic, să zicem așa. Mai zi, poate găsim o mașină de data asta să ne... Oh vai, ok, să vedem cum reușim să traversăm atunci dacă nu găsim vreo mașină. Ar fi super totuși dacă aș găsi una. Nu te mai nimeni la pod, ești cu capul? De obicei binoclurile astea văd totul. Ai, unul acolo. Nu e nici o de-asta pe aici. Airstrike unavailable. Holy sh... Am crezut ca Marcu, știi? Și am fost ceva genul... ok. Ai o mașină acolo! Dă-te, bă! Asia... Nu, da, mașina pe jos! Am nevoie de aia. Dă-te. A, e stricat, am înțeles. Nu, mori, băbiță! Au! Ajutor, băieți! Băieți! Guys! Am înțeles. Am înțeles. Oh my god. Am crezut cum merge ți-a mașina, dar aparent a fost evenimentul scriptat să-ți rup fața acolo. Oh well, I tried. Bă, a zis că trebuie să fiu Rambo în DLC-ul ăsta, așa că o să fim Rambo DLC-ul ăsta, zic eu. Bă, să aibă grijă aia din spate de mine. Bă, dar mor, mă, odată! Cumva mașina aia a rămas întreagă? Gata, hai să traversăm acum. Și să sperăm că mașina e întreagă. Dă-i măsa pe aia de acolo. Noi aici avem treabă, hai mă. Hai. Suiți odată, rablelor! Să ajungem odată la punctul ăla. Gata! Tu vă muma mamii voastre de japonoizi ce sunteți voi! Că acum sunt mașini peste tot, știi? Când aveam nevoie de mașină, niciuna nu răsărea, acum răsar toate. Oh, vai. Doamne sfinte, nu zic că dai cu airstrike-uri, ce e aici, PUBG? Ups, ok. Îmi pare rău, tocmai am transformat în joc un Carmageddon. Ați mă duc de-a dreptul. De ce țipe? De ce țipă ăla? What the fuck? Aaaa! Ok. Wow, ăla a fost un dâmp. 1000 de metri, boys, 1000 de metri, hai, ultima 1000. Airstrike unavailable.
Dă-l în pui, măi! We picked up some radio traffic. They've still got a crewman being held in a fishing village on the river. Ce e aici? Piși pe ăla, nu stau să-i salvez, vreau să ajung la obiectiv. Am salvat deja 3 oameni, 4 parcă, din câte ții minte. Au. Împușcați-mă și voi pe ăștia în pana mea. Au, oh, stai, avem armă. Crezi că n-am armă. Ai, ce țip ăla din spate, frate, ești nebun. Asta că noi trecem într-un oraș acum. Hai de viața mea. Da, mă, da, măcar acum că au dat ăștia cu ceva pe aici, de-abia văd până Dumnezeu merg. Sal că fă, băieți. 400 de metri până la punctul în care eu trebuie să ajung. Uf, săracul a fost prins grav acolo. Aia zic, mă, în sfârșit. Progres, nu mai avem așa de mult de mers. Ajungem unde ne interesează. Au, doamne, ok, fie, am ajuns unde e. Gata, boys, distracția s-a terminat. Aia zic. Ura! Aia mă! Ce vrei să fac? Destroy AA guns. A, ăla de acolo. Stai, chill, boss, se rezolvă. Păi stai, cum mă cocoț acolo? Asta e altă problemă. Oare putem traversa așa? Nu, putem decât zipline încolo, nu? Da, zipline încolo, deci trebuie să o ocolesc destul de multișor. Oh my god, cât am de ocolivere! Stai mă, nu merge așa. A mers. Au, m-a tras în cur, mă doare, simt dureri, e nașpa. Mai zic cu scoate celălalt AA gun de acolo. Lopeț. M-aș dupi în lopețile astea. Uite acolo. Văd o chestie pe care dacă o împuș, s-ar putea să facă poc. Și mi-e-mi plac când chestiile fac poc. Nu, aia a fost. Ce mă, n-a fost de ajuns? Asta a picat foarte bine. Atât, mă. Stai, trebuie să am niște C4-uri, probabil. Ah, taun. Problema rezolvată. Second AA gun is down. Unde? Unde? Zi, bă, unde trebuie să curăți? Nu văd. Secure the excavation point. Bă, nu cred că mai văd vreun punct de ăsta așa important. Păi am curățat în pana mea! Up, sigur? Yippee-ki-yay! Ia să vedem, mă, băiatule, care e situația pe aici. Deci dacă asta e tot DLC-ul, înțeleg că probabil mai mult în DLC de ăsta, uite, v-am făcut o zonă mare unde puteți explora și să faceți secundare în mare parte, dar probabil că celălalt DLC-ul leacă mai consistent din câte am observat. You will be taking once you start extension, then you'll return to the... Da, deci ok. Defend the extraction point. Unde? Scuze, mai bun tot mă bate mama la cap. Ok, hai să rezolvăm pe băieții răi. Bă, am luat niște rachete, ceva? Am luat. Bă, am luat mortarul ăia. Lasă-o mortarul ăla jos. Lasă cu cum pace. Stai alea, că boss!
Arătați-mi actele! Au arătat și actele, băieții. O, stai așa, băieții mei s-au instalat acolo foarte frunii. Zâmbiți la asta, maimuțoilor. Oh. Asta e o groapă? Ce e o groapă random aici? Pe bune? Eu, bă, băieți, îmi pare rău de voi, dar... Nu știu cum să vă explic, dar sunteți alea că am prăjit! Mă gândeam că ăla nu o să reziste acum atât. Wow, what the fuck, stai dacă... Băieți ăștia în spate cam au ceva. Bă, dă-mi alea că de ăsta așa, stai așa, că vine ăla, ăla cu shield-ul mă cam seacă. Ia-o pe aia. Dacă mai sunt acolo. Ia-o și pe aia. A zâmbit și la aia, ia-o și pe aia de acolo. Hai dacă mai avem, mai avem, mai avem. It's all good! Get it done! Ăla e un elicopter. What? Ce fel de monstru de AK e ăsta, vere? S-a prins, probabil dacă tragi unde trebuie, cred și eu că dudu-i halul ăsta, nici așa totuși, parcă pana meu. Luăm o grenadă. O, stai, nu cred că am o grenadă. Mâncați plumb, maimuțoi mici ce sunteți. Uite, special tu și tu. Și tu de acolo, ieși afară. Nu pot să trag prin chestia aia, pe bune. Bandajează, bandajează acolo. Oh, aia sunt spate, shit, ok. Mai nevoie de rachete, boys, nevoie de rachete, rachete, rachete. Au! Ok, era să cazi, să rup dinții, ok, nicio problemă. Da, chiar okay, rezolv acum cu băieții aia periculoși de acolo, care s-au adunat acolo și să facă mie tam-tam. Killer din! Au! Al dracu! Unde-s mă elicopterele alea? Oh, nice. Cumva ați două elicoptere lipite într-un fel sau altul. Oh, god. Au, 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 au. Dă-te! Dar n-am așa mă mare stres, bă, te-am spanat. Ăștia sunt... easy. Oh, dacă de Rambo am fost. Cover fire. I need some fire, 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 fire. Asta e încă aici, să distrezi și faci boss. Nu te așteptai la asta, nu-i așa? Și așa americanii au câștigat război. Fește, oameni buni, tocmai ați învățat o lecție nouă de istorie. Ok, mă gândeam că o să dureze ceva mai mult chestia asta, dar totuși... să vedem acum cum o să facem treaba asta. Bine, într-un fel, aia era, ăsta este tot DLC-ul, cam asta oferă. Pentru că efectiv lucrurile deveneau repetitive. Și am zis că mai bine ar fi dacă îl terminăm pe ăsta și îl facem pe următorul, care probabil e mai interesant. Oh, shit! Nu e gata? Kinda lost a few men, though. Aia e partea a doua. America! Fuck you! Da, sigur, boss, dar mă dai pe direcția în care pot să țintesc. Da, nu știu ce faci tu acolo. America! Fuck ya! Ta-da-da-da-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ta! Întorci și tu pe partea care trebuie în puii mei să pot ținti. Și ar fi superb. Frate, nu pot să țintesc nimica dacă tu mă întorci în halul ăsta. Oh my god. Unde vrea să mă duc ăsta? Doamne sfinte, parcă sunt o excursie cu barca. Ah, ok. Scuze!
Mi-a dat alea cam prost acolo, e ok. Oh, câte ținte! Mamă, dar nici cum pot să țintesc ceva, mă jur. Explozii! Hai, e infinit, nu cred că am nevoie să mai dau reload. Am un buboi mașină. A, cum îmi dai opțiunea de change seats, FMM? Până acum nu știam de opțiunea asta, mamă, cum ține arma. Drăguț, îmi place, îmi place muzica, destul de faină. Challenges, este cât de nimic n-am făcut. Rescue, Moses. Rescue, Yokel, rip Yokel. A, mai trebuie unul să salvez. A, ok, niște indivizi random, 0 de-aia distruși. Nici am medalii, lighters collected, destroy propaganda, ok. Normal mode 38%, time used o oră. Deci asta e un fel de challenge DLC din câte observ. Adică faci cumva niște challenge-uri, știi, și dai și pe ăla action movie. Oh, wow, dificultate action movie. Un DLC semi-decent, adică e pentru cei care vor să-și testeze skill-urile și toate alea, dar oameni buni, oameni buni. Asta nu înseamnă că aventura noastră în Far Cry s-a terminat așa subit. No. Mâine dimineață sau după amiază, depinde cum mă trezesc, cum am timp, vom juca noul DLC Lost on Mars și vă promit de pe acum, pe ăsta o să jucăm ceva mai mult, pentru că este o leacă cu tematică care îmi place. Sunt cumva leacă, eram cumva sătul de tematica asta cu Vietnam și toate alea, și poate ăsta are și ceva misiuni mai faine. Eu asta sper, dar nici am văzut, pare să fie destul de distractiv. Așa că tot ce vă rog este să dați și voi acolo cât mai multe like-uri pentru acest video, subscribe, clopoțele, nebunii, comenturi și nebunii toate alea. Aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!